Ministrul Sănătății alături de candidata social-democraților pentru primăria Țăndărei. Florian Bodog a mers împreună cu echipa de campanie pe străzile orașului, a stat de vorbă cu electoratul și le-a explicat oamenilor cât de importantă este susținerea de la centru pentru viitorul edil al localității. Reprezentantul guvernului le-a vorbit localnicilor despre proiectele din sănătate ale executivului Grindeanu și i-a îndemnat să meargă la vot pe 11 iunie. Am spus că facem spitale regionale, am dat drumul la 3. Da. Am spus că facem computer tomograf și RMN pentru toate spitalele care n-au, e dat drumul la licitație, se face. Da. Am spus că aducem tehnologie pentru tratamentul bolnavilor de cancer, aducem 12 aparate de radioterapie. Eu una chiar am nevoie de așa ceva, doamna îmi știe problemele care le-am avut. Da. Să fii sănătoasă, Rian Bodog. Domnul ministru al sănătății. Vreau să vă rog să rețineți, doamna, să mergeți să votați. Da, da, eu o test pe doamna Nicoleta, că a fost cu mine clasă, la ne-ai pus elevă, ne-ai pus elevă acolo undeva, da, cu mulți ani. Crede-mă că v-ați cunoscut. Sănătate. Vă mulțumim și vă așteptăm la vot. Uitați aici, a venit candidatul nostru. Președintești la Țăndărei. Candidatul nostru, da? Duminică să veniți la vot. PSD-ul a mărit. PSD-ul a mărit pe ei. La 1 iulie să-l crească iarăși pensia. Da, da, să crezi. E bine. Cât e sănătate mult. Doamne ajută. Doamne ajută. Să fie într-un ceas bun. Ce mă? Sunt pentru că să veniți acolo din România. Eu să știți că am fost. Așa am fost. De la început. În urma sondajelor, Nicoleta Toma s-a situat pe prima poziție în preferințele electoratului, iar motivele pentru care locuitorii din Țăndărei ar trebui să-i acorde votul sunt numeroase. 1. Pentru că este PSD-istă, 2. Pentru că este dascăl și 3. Pentru că este prietena oamenilor din Țăndărei. Este un cetățean al orașului Țăndărei care a demonstrat de-a lungul timpului că se implică în viața comunității. Pentru că este un foarte bun coleg, și pentru că este un foarte bun profesionist. Tot ce a făcut până acum, până la acești ani, a demonstrat că poate să conducă și destinele orașului Țăndărei. Cetățenii din Țăndărei ne-au transmis nouă Partidului Social Democrat că Nicoleta Toma trebuie să candideze. În momentul în care ai opțiune undeva peste 50% pentru candidatul Nicoleta Toma, nu există altă decizie. În momentul în care 100% organizația PSD din Țăndărei au susținut-o pe Nicoleta Toma, noi nu facem altceva decât astăzi să mergem împreună cu Nicoleta Toma și să prezentăm programul de guvernare local. Este un om care a făcut performanță la școală, acolo unde a predat zeci de ani de zile, a scos generații de oameni buni, profesori, ingineri, aviatori, foarte multe categorii de oameni care au ajuns să ocupe funcții publice administrative dintre cele mai bine cotate. Al doilea motiv pentru care o susțin pe Nicoleta Toma pentru funcția de primar este că ea este singurul om care poate să ducă mai departe proiectele pe care Cristi Roman le-a dezvoltat aici și nu sunt puține. Al treilea motiv pentru care o susținem pe Nicoleta Toma este calitatea umană pe care o are. Este un om de suflet, un om care e în stare de mult sacrificiu pentru oameni și acest lucru l-a demonstrat de-a lungul timpului în meseria pe care a practicat-o cu foarte multă dăruire și sunt convins că și aici va pune foarte mult suflet și se va sacrifica pentru oamenii din Țăndărei ca să dea tot ce are mai bun, să fie tot timpul aproape de ei. Organizația PSD susține Nicoleta Toma, este prima opțiune a acestei organizații și cu certitudine vom avea succes pe 11 iunie. Candidata PSD este încrezătoare în șansele sale și crede că oamenii din Țăndărei au nevoie de un primar care să-i asculte, să le audă doleanțele și să găsească soluții viabile la problemele lor. Iubesc orașul ăsta, sunt de 32 de ani aici, sunt de-a locului și iubesc orașul ăsta și cetățenii și respect cetățenii din orașul acesta. Avem proiecte pe care trebuie să le finalizăm. Sunt domnii aici de față, așa, care ne-au promis tot sprijinul. Sunt un om responsabil și mi-asum această responsabilitate împreună cu toată această echipă care este în spatele meu. Pe buletinul de vot, Nicoleta Toma ocupă prima poziție.